Piața veche a devenit istorie, locul de unde mulți anfăgărășenii și-au achiziționat haine, încălțăminte sau alte obiecte casnice a fost desființat. Ultimele barăci sunt demolate în această perioadă. Asta după ce contractele de închiriere ale ultimilor 24 de comercianți de aici au expirat. Aleșii locali au stabilit în urmă cu 2 ani ca această zonă să fie una destinată parcării temporare a autocarelor cu turiști. Așadar, încă de atunci o parte a construcției a fost demolată, iar comercianții și-au căutat o altă locație pentru a-și desfășura activitatea. Au mai rămas încă contracte cu termenul de valabilitate până în vara acestui an, contracte care nu au mai fost reînnoite. Au expirat contractele pentru acel segment de construcție. Pentru că în plan urbanistic zonal pentru zona din jurul cetății și zona centrală, Consiliul Local a stabilit ca segmentul respectiv să aibă destinația de garare temporară pentru autocare turistice și microbuze turistice, am considerat că nu mai putem contracta în continuare acele barăci și încercăm să sistematizăm zona. Pentru a-i ajuta pe piața, reprezentanții primăriei Făgăraș au căutat soluții pentru amenajarea unui alt complex comercial. Au și găsit locația și au făcut toate demersurile pentru ca aceștia să se poată muta. Însă, la final, niciun comerciant nu s-a prezentat la procedura de achiziție. Am făcut un program împreună cu Asociația Piețarilor. Au ales dânsi locația de lângă cimitirul evreiesc. Am făcut proiecte tehnice pentru module de construcții similare, module care se încadrează astăzi la norme legale, însă, din păcate, la procedurile de achiziție nu s-a prezentat niciun interesat, niciun beneficiar. Așadar, zona din jurul cetății Făgăraș va fi mult mai aerisită și va fi locul ideal pentru parcarea zecilor de autocare cu turiști care ne vizitează orașul și, bineînțeles, cetatea.